Ok, am revenit, scuze de întârziere, am fost plecat și trebuie să recuperez acum, de asta fac episodul 6, parcă a fost ultimul din WandaVision și 10 din Attack on Titan, le vorbim, le fac în același clip, dar o să anunț când încep Attack on Titan, o să pun în descriere minutul, pentru că începem cu WandaVision. Ultimul episod din WandaVision, cele mai importante chestii, ce mi-a sărit mie cel mai mult, ce a fost cel mai șocant pentru mine, n-a fost faptul că Vision a ieșit din bula aia, știi, din, nu știu, cupola aia de whatever sub care sunt toți sub influența One Day sau Wanda și cu altcineva, nu se știe, deocamdată. Nu a fost chestia aia, nu a fost faptul că Pietro ăsta, Quicksilver, știe despre ce, știe ce se întâmplă, adică e destul de, da, știe că Wanda face chestia asta și întrebat-o cum a făcut-o, Wanda zice că nu prea știe, nu știu ce, oră, n-a fost nici chestia asta, n-a fost nici faptul că Vision a vorbit cu Agnes aia și, da, probabil că Agnes este un personaj negativ, Agatha Harkness aia sau cum, poate, nu știu, nu știm încă, probabil că ce s-a prefăcut când a scos-o Vision din, a jucat teatru de fapt, știi, și nu știu ce să zic, o să, mă rog, nimic nu m-a dat pe spate cum m-a dat referința la Kick-Ass, când a zis Wanda, după ce vorbește cu actorul din Kick-Ass, pentru că și fratele ei, de asta a fost, sigur ideea, de asta au băgat-o scenariștii, au băgat replica asta, știi? Că și n-am menționat-o până acum, știam de mult asta, dar n-am, nu știu de ce nu mi-a venit, am avut alte chestii care m-au șocat și nu prea mi-a venit neapărat chestia asta în minte să o menționez în alt clip, că și fratele ei, actorul care a murit, care l-a jucat pe Quicksilver, în, cum îl cheamă, Taylor Johnson sau cum îl cheamă, mă rog, e foarte bun tipul, a jucat în după aia niște chestii, am mai vorbit la alte recenzii despre el, mă rog, a fost personajul principal din Kick-Ass și un personaj secundar din Kick-Ass a fost tipul ăsta care îl joacă pe Quicksilver acum și care a fost Quicksilver în X-Men, în prequel-urile, când X-Men tineri, nu știu ce, Quicksilver-ul pe care l-a luat acum și în momentul în care ăla zice I feel the need for speed din, știi, din Top Gun, tu replica Tom Cruise, asta zice Kick-Ass. La faza aia am fost probabil cel mai Kick-Ass, știi, gen eram wow, e ceva demn de Deadpool chestia asta, știi? În rest, abia aștept să văd ce se va întâmpla în continuare. Mă așteptam să se schimbe foarte mult în momentul în care să se schimbe ceva dramatic, drastic în momentul în care iese Vision din lumea One Day, știi? Și mi-a plăcut că se descompune. Nu știu dacă până la urmă va reuși să-l reînvie cumva, nu știu. Ar fi emoționant să nu-l învie, știi, și să-și spună la revedere și la sfârșit, știi, ar fi destul de puternic momentul și emoționant. În același timp aș vrea să trăiască și Vision și ar putea să-l facă mult mai puțin emoționant că-l reînvie cumva. Oricum, abia aștept să văd ce se întâmplă cu Quicksilver, abia aștept să explice mult mai mult decât a explicat-o, adică n-aș vrea să se termine faptul că i-a schimbat fața lui Quicksilver, care a fost până acum, care era, mă rog, fratele ei adevărat și i-a schimbat doar fața și atât, știi? Adică ar fi mult prea de căcat așa, adică ar fi doar un easter egg, ar fi doar așa ca să, nu știu, ceva pentru audiență, gen de-aia l-au ales pe actorul care l-a jucat pe Quicksilver în X-Men. Ar fi cam o mișcare de-asta, știi, gen asemănătoare cu, nu știu, să spună că totul a fost de fapt un visul lui, visul nu știu cui. Ar fi echivalentul unui personaj care se trezește într-un vis și s-a întâmplat ce s-a întâmplat în serialul ăsta, a fost de fapt un vis. Cam așa ar fi, cam asta ar fi echivalentul ca Quicksilver-ul din X-Men să n-aibă nicio treabă cu X-Men, cu mutanți, cu să nu facă nici măcar o legătură cu Fantastic Four, cum au zis ei că vor să facă întâi cu Fantastic Four, știi? Măcar o mică legătură acolo să facă prin el, la sfârșitul, sau nu neapărat prin el, dar la sfârșitul serialului să zică, păi stai puțin, că în momentul în care Wanda a născut și a creat pe ăștia doi
copiii care au superputeri, l-a adus pe ăsta care are superputeri, ok, ce, au doar în lumea ei? Nu, trebuie să-i scoată din lumea ei și atunci aș dă seama că, opa, asta e puțin, că Wanda a cam creat mutanții, eventual toți locuitorii din Westview sunt primii mutanți sau ceva, nu știu, nu știu, că mai e și faptul că se modifică celulele, moleculele, nu știu ce, lui Monica Rambo. Așa că da, o să avem și pe aia cu superputeri. Deci, pe lângă copiii care au dezvoltat deja superputeri ca în Benz și nu știu ce. Oricum, abia aștept să văd ce se întâmplă, dar sper să nu fie twist-ul, care sigur va fi un twist, adică sigur se va lega cu ceva și va introduce ceva nou în universul ăsta, dar sper să nu fie ceva mai, mult mai prejos de introdusul mutanților. Asta sper. Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat în Attack on Titan. Atenție, spoilere pentru Attack on Titan, episodul 10, parcă a fost ultimul de săptămâna asta. Nu prea multe, nu s-au întâmplat prea multe, încă așteptăm să vedem care-i planul. Care-i planul lui Zeke, ce se întâmplă cu Eren și cu Zeke, ce plan au ăștia doi, ce nu știu cine trădează pe cine, sau, nu știu, eu mă gândesc că poate, neștiind manga, neștiind nimic, mă gândesc că poate Eren și cu Zeke au un plan și o să afle ceilalți majoritatea odată cu noi, știi, și o să fim gen dați pe spate de un plan de ăsta genial. Sau Zeke trădează și Eren salvează situația și atunci toată lumea o să fie din nou în spatele lui Eren, nu o să mai fie toți super panicați că a luat o razna și că nu i-a păsat de Sasha și că nu știu ce. Da, abia aștept, a fost mișto faza când a amenințat-o Eren, gen, ce o să-mi faci? Ce o să-mi faci? Am și titanul cu ciocanul, am și ăsta fondator, ce poți să-mi faci? Nu poți să mă omori, nu poți, nici nu vrei, dar nici nu prea poți să mă omori, nu poți să mă ții închis, nu vrei, ce? Mi-a plăcut, a fost amenințător, așa mi-a plăcut. Abia aștept să văd ce se întâmplă. Zeke, Eren, Levi. Levi e personajul clar principal de departe, dar după aia e Eren, după aia probabil că e Mikasa, Armin și după aia Zeke. Cred că așa ar fi la mine un top, să zicem. Bun, oricum, ca de obicei, episoade care te țin cu gura căscată și lipit de ecran și eu sorb fiecare cuvânt, adică am subtitrările, știi, în engleză și sunt gen, aproape că pun pauză la fiecare propoziție ca să citesc tot, să nu pierd absolut nimic de chestii din astea de strategii militare și ce alte popoare și ce chestii politice și, mă rog, strategii de război și mamă, știi? Da, deci abia aștept să văd unde se va ajunge și ce, și până acolo ce se va întâmpla, ce, cum vor, cine va trage pe sfoară, cum și cine va avea plan și cum și nu știu ce și alte lupte. Vreau să văd și după aia dacă se ajunge să elibereze titanii colosali din ziduri. Ok. Asta este globul, știi? Și nu vreau să mă gândesc prea mult la planul ăsta, abia aștept să văd ce se va întâmpla pur și simplu, știi? Nu vreau să mă gândesc prea mult la cine are, că avem istoria cu sânge regal, îl avem pe Zeke, nu? Da, mă rog, abia aștept să văd ce nu vreau să știu ce se întâmplă în manga sau nu știu ce, comentați doar cei care nu știți, știi, ce se va întâmpla, care vă uitați doar la anime și atât, na, cu teorii și de-astea și ce abia așteptați, ce v-a plăcut, ce așa, în comentarii. Inclusiv WandaVision, inclusiv Attack on Titan, ultimele episoade, ce v-a plăcut cel mai mult, ce așteptați, ce nu știu ce, fără teorii din astea de la unii care au pus pauză și au analizat fiecare cadru din spate și ce s-a văzut și aia înseamnă că nu știu ce și s-ar putea aia să nu știu ce. E o diferență între niște easter egg-uri din astea mișto, care și mie îmi plac, din aha, aia s-a văzut acolo special, că nu știu ce, că vor să... Așa? E o diferență între asta și de asta să te uiți la niște imagini care au durat o fracțiune de secundă pe ecran ca să te prinzi ce va fi clar în prim plan la un moment dat, într-un episod. Mai bine să fii dat pe spate, știi, când ajungi la episodul ăla, asta mă refer, asta nu prea îmi place, știi, să aflu niște chestii înainte. Vreau să
fiu cât mai cât mai uimit. Vara viitoare urmează recenzii la Willy's Wonderland cu Nicolas Cage, Judas and the Black Messiah și altele și seriale și filme. Deci să încerc să le aduc cât mai repede. Vizionare foarte plăcută, subscribe, join, Discord, nu știu ce, totul în descriere. Pupa, da, pa, da, pa.